absolut. Lumea tehnologiilor nu încetează să ne uimească. De altfel, când auzi despre un telefon cu butoane de $2000, o dronă ucigașă și un joc bazat pe avatar, chiar rămâi șocat. V-am intrigat? Priviți cele ce urmează! Crezi că iPhone 10 este tot la ce ai putea visa? Nope. Cei de la Samsung cred că limita visurilor este un flip phone. Evident, cu butoane. Butoane? Fenomenul ăsta costă aproximativ $2000. Modelul a fost creat special pentru piața chineză, care probabil e gata să plătească oricât pentru o călătorie în timp. Deși imaginea e retro, performanța e absolut contemporană. Camera de 12 megapixeli cu apertura de 1.5, două ecrane Full HD de 4.2 inch, un procesor Snapdragon 835 cu memorie operativă de 6 GB și 64 la bord. Este dotat chiar și cu scanner de amprentă și iris. Acumulatorul este de doar 2300 mAh, dar cu încărcare rapidă. Și toate astea într-o carcasă din metal de toată frumusețea. Evident, aurie, dai un ban, dar strălucește! Și pentru că tot ce e retro revine în modă, nu ne vom mira dacă telefoanele cu butoane de tip flip phone, slide-urile și telefoanele fixe rotative vor reveni la urechile noastre, lăsând smartphone-urile fără margini să se prăfuiască undeva printre vechituri. 4 9 Windows 10 vine cu o nouă opțiune care va bucura mult pe lucrătorii de oficiu, studenți și elevi. Fiți atenți! E vorba despre tab sets, adică seturile de ferestre. Ce înseamnă asta? De exemplu, dacă scrii un referat despre triburile din Africa, atunci nu mai este nevoie să deschizi 100 de ferestre, incluzând Word, browserul cu tot felul de site-uri și galeria cu imagini, ca într-un final să nu mai înțelegi ce trebuie să accesezi. Acum poți deschide programul Word, apoi tot acolo o fereastră cu documentele din calculator, alta cu Google, câteva site-uri, un Excel și cu siguranță spiritele rele te vor ademeni să deschizi pagina de Facebook. Nu, numai nu Facebook, că nu mai reușești să scrii nimic în seara aceea. Mai mult, dacă s-a întrerupt procesul dintr-un oarecare motiv, poți utiliza butonul de revizuire a ferestrelor deschise anterior, astfel încât să continui activitatea exact de unde te-ai oprit. Dar fi și în geanta mea așa ordine precum în tab seturile Windows. Samsung crede că și telefoanele trebuie să corespundă erei în care toți tindem să fim cât mai supli. Potrivit zvonurilor, anume giganții coreeni vor lansa primul smartphone flexibil, Galaxy X. Ideea nu este nouă, întrucât Samsung a demonstrat prima tentativă încă în 2011. De atunci, prototipul este în permanență îmbunătățit, dar puțin probabil că varianta finală să apară mai devreme de 2019. Dacă le reușește, atunci Samsung ar putea lansa curând un smartphone care s-ar îndoi pe mijloc, precum cărțile de joc. Mai mult, se zvonește că scopul pe termen lung ar fi crearea unui smartphone ultra-subțire, transparent, cu imagine tridimensională și capabil de a crea holograme. În curând, scenariile din filmele science fiction vor deveni realitate. Întrebarea este dacă noi vom avea suficienți bani ca să trecem această realitate din vitrinele magazinelor la noi în buzunar. StarCraft 2 devine gratuit și va include un nou comandant co-op. Astfel, începând cu 14 noiembrie, întreaga campanie Wings of Liberty va putea fi jucată gratuit de toți cei interesați. Între timp, cei care dețin deja Wings of Liberty vor primi Heart of the Swarm gratuit. Această versiune free-to-play va oferi acces total la modul Ranked, dar și la toți comandanții pentru modul co-op până la nivelul 5. De asemenea, Blizzard a anunțat și un nou comandant co-op pentru joc, Han și Horn. Duetul compus din Mira Han și Matt Horner combină puterea explozivă a mercenarilor și precizia escadrilei Dominion pentru a domina câmpul de luptă. StarCraft 2 Wings of Liberty a fost lansat în 2010 și a fost urmat de două expansiuni, Heart of the Swarm în 2013 și Legacy of the Void în 2015, dar și de o serie de misiuni sub forma de DLC cu numele de Nova Covered Ops.
Ubisoft și dezvoltatorii The Division anunță un joc bazat pe Avatar. Ubisoft a anunțat că Massive Entertainment lucrează în prezent la un joc bazat pe lumea creată de James Cameron. Massive lucrează alături de Fox Interactive și studioul lui James Cameron, Lightstorm Entertainment, iar jocul se va folosi de motorul grafic Snowdrop, cel utilizat și în The Division. Ubisoft a declarat că jocul va fi disponibil pe PC și console, dar încă nu a specificat și platformele. Deși nu a dezvăluit nimic despre poveste, Ubisoft a adăugat că jocul va continua să extindă și să aprofundeze universul Avatar în moduri inovative și emoționante alături de filme. Nici dezvoltatorii, nici James Cameron nu au oferit date de lansare, un titlu sau detalii despre gameplay, dar ne așteptăm la mai multe detalii în curând. Inteligența digitală pătrunde tot mai mult în viața noastră, dar după ce a fost aplicată în elaborarea tot felul de dispozitive, roboți sau chiar mașini cu autopilotare, a venit și rândul industriei negre a armamentului să o utilizeze. Vorbim despre dronele ucigașe. Future of Life Institute, sau poate of Death, produce niște drone mici cât niște muște, dar cu efect mare cât un vulcan. Bine, nu distrug orașe, dar pot omorâ oameni în 2 timp și 3 mișcări. Iar dacă sunt eliberate în roi, de 100, 1000, detectează autonom victima, se ciocnesc de capul acesteia și explodează. Bum. Scenele de groază par rupte dintr-un film, dar, din păcate, sunt deja realitate. Fenomenul sună ca o adevărată amenințare în adresa omenirii, dar să sperăm că există și oameni de știință cu sufletul curat, care îi vor domoli pe cei ce se inspiră din filme horror, să utilizeze dronele și intelectul digital în scopuri mai bune. Îți imaginezi cum ar fi să obții apa potabilă curată, direct din aer și fără a utiliza electricitate? Se pare că acest fenomen va deveni posibil datorită unei invenții a companiei Zero Mess din Arizona. Este vorba despre niște instalații ce utilizează baterii solare și tehnologiile informaționale pentru a transforma aerul în apă. Dar în bani se poate? Tehnologia arată cam așa. Fixezi pe acoperiș instalațiile solare, acestea captează și condensează aerul, astfel încât prin niște filtre speciale, apa ajunge direct în robinet, apoi în paharul tău. Dacă acesta este viitorul apei potabile, înseamnă că populația Terei nu mai riscă să sufere de sete, chiar dacă s-ar afla în deșert sau în zone unde avem doar apă sărată. Frigul de afară a adus odată cu el dorința de a bea ceva fierbinte, de a sta comod, la călduț, cu o carte în mână. Cărțile electronice nu reprezintă cele mai noi invenții, în schimb sunt foarte binevenite odată cu venirea iernii. Am și uitat că omenirea are parte de e-book-uri, din simplu motiv că le văd rar în public. După ce am început să-mi petrec timpul cu Kindle Paperwhite, aș spune păcat. Nu miroase miraculosa carte nouă, dar în rest nu înțeleg de ce nu sunt cumpărate ca pâinea caldă. Nu vreau să cred că lumea nu citește deloc. În primul rând o favorizează faptul că niciun copac nu a avut de suferit pentru ca să apară Kindle pe lume. În al doilea, acesta economisește mult spațiu în geantă sau rucsac. De exemplu, asta e cea mai mică carte de Haruki Murakami pe care am găsit-o în librărie. Kindle are o suprafață și mai compactă. 1440x1080, ne mai vorbim de grosimea acesteia. Rezoluția acesteia este de 300 pixel per inch, care asigură realismul celor văzute pe ecran. Și desigur, cel mai important parametru pentru o carte electronică, care determină nivelul confortului nostru, nivelul de luminozitate, 25 la număr. Spre deosebire de restul cărților, care mai au butoane fizice și nu un ecran touch, Kindle o simți din start foarte familiară. Este de fapt o tabletă cu ecran e-ink, care nu deranjează ochiul, oricât de mult ai citit pe acest timp osomorât în compania Plapum și a ceaiului. Kindle Paperwhite nu ți va complica descărcarea cărților dorite, pentru că asigură citirea acestora în următoarele formate: PDF, text, MOBI, AZW3, AZW, KFX.
Evident, o poți conecta prin USB la calculator și transfera datele, dar e mult mai interesant și mai rapid să o faci wireless. Poți trimite pe e-mail preinstalat în Kindle cărțile și dacă e-book-ul e conectat la Wi-Fi, le poți citi chiar și fără fir. Dacă ești amator de lectură în limba engleză, felicitări! Ai la dispoziție un magazin imens de cărți la prețuri rezonabile. Plus un abonament Kindle Unlimited care îți oferă accesul la toate cărțile din bibliotecă la doar $10 lunar. Ah, dar pe asta e cu bani, vor spune unii. Dar chiar și pentru cei care nu citesc zi și noapte, nu e scump. Dar dacă ești student sau lucrezi mult în documente sau fie nu cunoști bine engleza, nu tolerăm pirateria, dar să ridice mâna cei care vor ezita să-ți transmită PDF-urile gratis. Din detalii chiar plăcute face parte search-ul, adică căutarea cuvântului sau propoziției în Wikipedia. Astfel, ai confortul citirii unei cărți, asemeni celei obișnuite și avantajele cărților din calculator. La fel, dacă adori lectura nocturnă, nu mai ai nevoie de lumină. Această foaie electronică arată exact așa și în întuneric. Remarc și faptul că are un browser, nu din cele mai bune, dar pentru navigare din Wikipedia sau alte site-uri cu mult text, e suficient. În concluzie, Kindle Paperwhite a devenit partenerul meu de încredere în transport, acasă și va fi atunci când voi pleca în vacanță. Asta e tot pentru azi. Închide internetul, ia o carte, dar nu uita să revii data viitoare la Enter for News. Hai!